Cum arată următoarele vremuri, dacă vrei? Cum vezi evoluția pandemiei în România și nu numai de la sfârșitul lui 2020 și primele luni din 2021? Mulțumesc, Ciprian, pentru invitație. Mă bucur să mă alătur unui eveniment care devine deja o tradiție. Ca și participarea mea la acest eveniment. Din păcate, acesta este unul dintre acei ani în care se dovedește că oricât de mult am discutat noi despre viitorul apropiat sau îndepărtat, doza de hazard și de neprevăzut în orice astfel de discuție este considerabilă, uneori chiar mai mare decât ne-ar plăcea nouă să acceptăm sau suntem confortabili să acceptăm. Punctual la întrebarea pe care mi-ai pus-o, răspunsul l-am mai dat în câteva rânduri și anume faptul că această pandemie este un maraton, nu un sprint. Fiind un maraton, evident că trebuie să fim pregătiți de schimbări care vor fi cu noi o perioadă. Întrebarea este dacă aceste schimbări vor persista sau nu după ce pandemia va fi controlată, pentru că să dispară total va mai dura ceva. Mă aud un pic cu un ecou acum. Înțeleg că, okay. ne auzim bine. Ai zis că s-ar putea să fie transformări sau schimbări care să rămână cu noi și să nu fie temporare. Hai să intrăm un pic în bucata asta. Ce schimbări crezi că rămân cu noi și se transformă în normalitate, noua normalitate, și nu mai sunt doar niște excepții? Păi uite, să dau un exemplu. Să știți că mă aud cu un ecou foarte deranjant. Scoate căștile. Da, pot să scot căștile. E o idee bună, dar atunci nu mai am microfon. În fine, ideea e că astfel de pandemie produce niște modificări comportamentale la care anterior a existat o rezistență destul de considerabilă. Și aici, eu vorbesc despre zona de sănătate, că în rest nu mă pricep. Și ca să dau un exemplu aparent banal și foarte mic, este cel legat de unul dintre cele mai eficiente mijloace de protejare împotriva infecțiilor intraspitalicești, și anume spălarea și dezinfectarea mâinilor în spitale, înaintea și după orice ces medical, oricât de mic. Deci, practic, înainte ca orice cadru medical să pună mâna pe un pacient, trebuie să se dezinfecteze, să se spele pe mâini și după. E dovedit metoda cea mai eficientă și cea mai ieftină. Deși e atât de simplă și ieftină și eficientă, nu doar în România, în foarte multe spitale din lume a existat întotdeauna o fricțiune la schimbare considerabilă în a implementa acest gest ca o rutină, pentru că el este eficient atunci când este o rutină. În România există, de pildă, câteva spitale în Brașov sau în Sălaj, în Zalău mai exact, unde, sau la Moinești, unde s-au reușit astfel de implementarea de succes a unor programe de acest tip, dar ele rămâneau în continuare excepția care confirma regula. Și anume că, în general, acest gest banal și simplu nu devenise o rutină. E bine, unul dintre schimbările pe care bune, așa să vedem și picăturile de pe peretele paharului gol, una dintre schimbările bune aduse de această pandemie este că acum acest gest profesional de rutină nu mai reprezintă nicio problemă. El este implementat de toată lumea, de toate cadrele medicale, de toți lucrătorii din spitale, nu doar în România, ci peste tot în toate țările. Și asta se va vedea probabil și în rezultate. E un gest banal, o modificare banală care va rămâne, sunt convins, cu noi și după ce pandemia se va sfârși. Și să știți că nu e neapărat adică rezistența aceasta și fricțiunea aceasta la schimbare nu e neapărat o caracteristică așa
tragic fatalistă a epocii secolului 21. Întotdeauna în medicină au fost astfel de fenomene. Da. Mi-aduc aminte de Vlad Mixich la a doua ediție a conferinței noastre în noiembrie 2017, când ai povestit despre familia de medici, dacă nu mă înșel, care deținea controlul asupra unui anumit procedeu medical sute de ani aproape. Da. Să vorbim despre vaccin în această notă. Sunt mai multe tipuri, mai multe companii care spun că vor avea acest vaccin gata, în curând. Cum te uiți tu la, la succesul acestei, acestei endeavor, de fapt, dar mai ales la ce s-ar numi în engleză deployment? Știu că ai scris destul de mult despre asta, e foarte important să vorbim, cred, în continuu despre așteptări. Despre unde să ne punem așteptările legate de acest vaccin, odată de funcționarea lui, de existența lui reală în afara laboratorului, și doi, despre campania, cred eu și cred că și tu, foarte importantă de vaccinare. Nu e încă un succes covaccinul, ca să zic așa. El va fi un succes în momentul în care vom avea un număr suficient de persoane vaccinate care să asigure o protecție oarecare la nivel comunitar, dar suficient în așa fel încât să ne putem desfășura activitățile normal, să reintrăm în normalitatea anterioară. E o veste foarte bună care a făcut știre, cred eu mai degrabă o lovitură de imagine a unui departament de marketing foarte talentat din acea mare companie farmaceutică. Dar o veste foarte bună de altfel, care nu știrbește cu absolut nimic meritul cercetătorilor care au stat la originea dezvoltării acestei platforme tehnologice bazate pe ARN mesager. E o platformă nouă pentru vaccinuri. Ea este studiată de mai mulți ani de zile, dar uite, unul dintre lucrurile pe care pandemia le-a accelerat este inclusiv dezvoltarea mai rapidă a acestor platforme. E o platformă care este folosită de mai multe companii farmaceutice pentru dezvoltarea unui vaccin anticovid. Compania despre care vorbim a fost prima care a ieșit cu un anunț foarte important de spus, că este vorba despre un rezultat preliminar, mai mult decât un rezultat preliminar. Aici vorbim, nu știu dacă e de interes să intru în detalii, nu știu, de specialitate, dar așa foarte grosomodo, în general, în studiile clinice se definesc mai multe ținte, în engleză li se spune endpoints. Sunt ținte permanente și ținte intermediare. Fiecare dintre aceste ținte este atinsă în etape, ca într-o ștafetă, și până la atingerea deplină a țintei respective, se mai ating niște ținte preliminare în funcție și de numărul de voluntari incluși în studiu și de valoarea statistică a rezultatului până la acel moment. Trebuie practic să aștepți ca cursul natural al îmbolnăvirii sau neîmbolnăvirii să își facă datoria. Cu alte cuvinte, nu poți să grăbești soarele să răsară. Ori anunțul de săptămâna trecută este anunțul atingerii unei ținte intermediare, timpurii, dar este o veste bună. E o veste bună, dar chiar foarte bună. Când ar trebui să... cât ar mai dura? Înțeleg că există niște ținte, niște etape de care vorbeai și tu. Există un timeline la care această companie... Da, există. Există un timeline, și ca să răspund scurt, așa cu un sfat, când vă uitați la acest timeline, nu luați deloc de bună ce vă zic politicienii, din păcate, și nu neapărat din vina lor, orice fel de politicieni ar fi, de orice culoare, ci pentru că evident ei au o presiune publică care îi obligă la anumite declarații. Timeline-ul real, de ce accentuez real? Pentru că pe noi ne interesează momentul în care vaccinul este gata de distribuit, inclusiv el să ajungă în România.
Într-o variantă optimistă este primăvara anului 2021, deci undeva martie-aprilie 2021. Undeva în martie-aprilie să avem vaccinul gata de distribuție, deci probabil că în România undeva prin vară-toamnă sau mai repede. Nu neapărat, pentru că România va avea acces la acest vaccin odată cu celelalte state membre UE. Acesta este, de altfel, unul dintre norocurile majore istorice ale țării noastre și a celor care trăim în această țară. Dacă nu am fi fost membri ai Uniunii Europene, am fi avut acces la acest vaccin mult mai greu și mult mai lent. Fiind partea Uniunii Europene, beneficiem de avantaje, iar avantajul major aici este că Uniunea Europeană a negociat la comun pentru toate țările achiziția acestui vaccin. Important de precizat, nu vorbim doar de vaccinul produs de compania care a anunțat săptămâna trecută. Practic, oricare dintre cele patru companii care lucrează la un vaccin folosind această nouă platformă tehnologică, oricare dintre ele ajunge la un rezultat pe deplin pozitiv, Uniunea Europeană va primi cantitatea necesară din acel vaccin, pentru că sunt încheiate așa un soi de precontracte cu toate aceste companii. De altfel, după Statele Unite, Uniunea Europeană este țara. Uite, vezi că îi zic țară deja, interesant. Interesantă greșeală. Este țara, hai să zic țara, care are cel mai diversificat, care a precontractat cel mai diversificat portofoliu de vaccinuri candidate COVID. Dar distribuția va fi o problemă majoră, pentru că distribuția va ține de noi. Dacă să facem rost de vaccin, e cumva un lucru care nu depinde de noi, ci depinde de lumea cercetării științifice și de Uniunea Europeană, distribuția va depinde de noi. Avem deja foarte multe întrebări. Nu o să avem timp să le punem pe toate. Avem o sugestie și o întrebare în paralel de la doi oameni. Presupun că Vlad aude ecou pentru că are și stream-ul deschis în browser, poate este asta. Nu, 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 Și nu, nu, nu. doi, întrebarea e legată de numere. E o percepție greșită cum că ne vaccinăm toți. Nu, nu, nu ne vaccinăm Poți să toți. intri aici un pic în detalii? Da, bine, în final, adică peste câțiva ani de zile, e posibil să fim toți vaccinați. Ca să răspund la întrebare și să nu mă duc înspre direcția în care bănuiesc că bate întrebarea și gândurile unora dintre cei care se uită, și anume la obligativitatea de a te vaccina cu un vaccin anti-COVID. Deja, inclusiv în România, dar deja în mai multe state din Uniunea Europeană, s-au elaborat strategii ale prioritizării segmentelor de populație care vor fi vaccinate. În primele faze, în primul an, când vom avea un vaccin disponibil, acesta nu va fi totuși într-o cantitate suficientă pentru a fi administrat tuturor. Există un calcul făcut de cei de la Center for Global Development din Londra, care estimează că pentru a vaccina toate cadrele medicale din toată lumea, pentru a face acest lucru, va trebui să așteptăm vara anului 2022 și vorbim doar de cadrele medicale, din motive de capacitate de producție, evident. În Anglia, de pildă, s-a anunțat chiar în aceste zile că categoriile de populație prioritare la vaccinarea COVID vor fi următoarele: personalul din centrele de îngrijire, de îngrijire pentru vârstnici, ei sunt pe primul loc, pe locul 2 personalul medical și pe locul 3 persoanele în vârstă, urmând ca să fie vaccinate mai întâi persoanele de peste 80 de ani, apoi cei peste 70, peste 60 și tot așa. Acesta e planul anunțat de autoritățile britanice. În România există, bine, el nu e încă publicat. Ce știm din discuțiile
din discuțiile existente este că pentru primă fază se vizează vaccinarea în special a personalului medical. De altfel, medicii din România și inclusiv medicii de familie au primit deja solicitări de la Ministerul Sănătății pentru a înainta numerele de persoane din cabinetul lor sau din secția lor care trebuie să fie vaccinate. Deci a început deja un proces de, cum mi se spune, în domeniul de catagrafiere a numărului de persoane, dar vorbim în prezent în special de medici. Vreau să subliniez, așa antipatic cum sunt, că sper să nu vedem și în această campanie de vaccinare cum s-a întâmplat în primăvară, când am avut tot Parlamentul testat contra coronavirusului peste rând, complet degeaba, complet degeaba, inutil. Și sper să nu vedem tradiția lui hai să trecem peste rând pentru că avem pile sau suntem politicieni și în acest caz, pentru că cei care au realmente cel mai mare nevoie de această vaccinare sunt personalul medical și persoanele vulnerabile. Cred că speranța e adesea singura chestiune pe care o avem. Ea vine la pachet și cu o voce și e important să avem o voce cât mai puternică. Probabil că vom ajunge și la câteva scenarii de genul vreau și eu vaccin, cât costă. Întrebare, avem multe întrebări, dar ai zis de personalul medical, ai povestit de persoanele în vârstă, etc. Mai e un tip de personal și aici aș începe o conversație scurtă despre vaccinarea în masă. Ai scris la un moment dat că e vorba de armată, că am avea nevoie, că ar fi singura entitate, organizație, cum putem să-i spunem, serviciu public care ar putea să facă asta. Poți să detaliezi un pic și cum vezi că s-ar putea întâmpla asta inclusiv în satele și orașele mici din România, în afară de București, Cluj și așa mai departe? Da, povestea asta cu armata care să organizeze distribuția vaccinului în teritoriu nu este simpatică și preferată nici de mine, nici de majoritatea oamenilor din lumea medicală. Dar în situații de acest fel ne uităm la ce avem și cu ce putem lucra. Din păcate, infrastructura de distribuție a vaccinului în acest moment în România, bazat pe ce știm din funcționarea, din felul în care funcționează programele naționale de vaccinare existente, are prea multe hibe pentru a putea susține în prezent un efort de o asemenea amploare la eficiența și rapiditatea necesară. Spun în prezent pentru că poate cine știe, în următoarele două luni autoritățile vor reuși o magică reformare a acestei infrastructuri. Sigur, putem, dar acest să lucru este... putem să credem în magie, dar în același timp... Da. În acest context, dacă ne uităm la resursele existente, resursele acestea există sunt concentrate în trei zone. În zona privatului, în zona adeseori blamaților distribuitori de medicamente, dar blamați sau neblamați, ei au în acest moment know-how-ul și competența necesară, dacă nu pentru a organiza complet, pentru a sprijini autoritățile. Sunt o resursă care trebuie folosită. Un alt centru este evident armata, dar nu pentru că este armată și iasă cu armele sau dă ordine și nimeni nu mișcă în front, ci pentru că în general printre cei mai buni specialiști în distribuție și în lanțuri de distribuție din România, pe care i-are România în acest moment, ei lucrează în armată pentru că armata depinde foarte mult la rândul ei de lanțuri de distribuție și are și infrastructura necesară să o facă. Acest tip de specialiști care lucrează în cadrul armatei ar fi probabil util de cooptat ca aliați sau ca actori implicați
în special în faza 2 a aducerii vaccinului în România, atunci când alte grupe populaționale, nu doar personalul medical, va trebui să fie vaccinat și va fi nevoie, cum ziceai și tu, Ciprian, să se ajungă în zone unde e mai dificil de ajuns. Iar a treia resursă importantă de folosit, adică locul unde există o resursă importantă, este mediul academic. Când zic mediul academic, mă refer în special la universitățile de medicină și farmacie mari, importante din România, ale căror laboratoare de genetică moleculară, de biologie celulară, de microbiologie, au atât personalul cât și dotările. Când zic dotări, mă refer pur și simplu la acele frigidere speciale necesare pentru a stoca vaccinul. Minus 80 sau minus 80 de grade, nu? Dacă nu mă înșel. Da. Bine, asta rămâne de văzut. E posibil ca cercetătorii care lucrează în acest moment la vaccin să ne facă o surpriză plăcută, pentru că știu că cel puțin una dintre companiile care folosesc această platformă tehnologică sunt pe cale să stabilizeze vaccinul la temperaturi mai abordabile, ca să zic așa, ceea ce ar fi grozav. Ei, resursa umană și know-how-ul din aceste centre universitare care au obișnuința și sunt obișnuite să lucreze cu produse biologice la astfel de temperaturi și știu cum să o facă. Această resursă trebuie folosită și, evident, sunt convins deja că autoritățile centralizează resursele existente și în acest domeniu Avem o și în această întrebare arie. legată de cost. Cât crezi că ar putea să ajungă să coste un vaccin și cine va suporta aceste costuri? Statul, bănuiesc, da? Nu statul noi, pentru că până la urmă noi plătim. Statul trăiește din taxele noastre. Cei dintre dumneavoastră care sunteți antreprenori, probabil că aveți dureri de ficat în fiecare lună când trebuie să plătiți taxele. Deci știți despre ce vorbesc, știm despre ce vorbim. Aici problema e un pic mai complicată. Intrăm inclusiv într-o discuție politică, pentru că vaccinul se pare că va avea un preț undeva în palierul 10-20 de dolari pe doză în Uniunea Europeană, ceva mai mult în Statele Unite, dar asta nu e neobișnuit pentru că în Statele Unite, în general, produsele farmaceutice costă mai mult. Problema politică este că în acest moment transparența din partea Comisiei Europene în privința aranjamentelor contractuale pentru aceste vaccinuri este aproape spre zero. Recent, Comisarul European pentru Sănătate a declarat și a promis că va pune detaliile contractuale la dispoziția anumitor europarlamentari, aleși nu știu pe ce criterii, dar bănuiesc că din toate grupările politice relevante din Parlamentul European. Iar de ce acest lucru e important? Pentru că ingredientul esențial, de fapt sunt două ingrediente esențiale în succesul acestei întreprinderi de a vaccina anticovid. Unul, evident, să avem un vaccin sigur și eficace, iar al doilea, încrederea noastră a tuturor că acest vaccin este sigur și eficace și că el ajunge cum trebuie la noi, în condiții bune. Ori această încredere se bazează la rândul ei pe transparență. Corect. Tocmai de aceea e un paradox că această lipsă de transparență această lipsă de transparență cu privire la condițiile contractuale financiare are un efect și asupra transparenței, lucrând practic împotriva creierii acestei transparențe atât de importante pentru a transmite încredere la populație. Simți, Vlad, simți vreun De plătit privat, ca să închei răspunsul, de plătit privat din propriul buzunar, în acest moment probabil că nu va fi cazul, cel puțin în următorul an. Vaccinul va fi acoperit, cum ziceai, din bugetul de stat, plătit din fondurile Uniunii Europene inițial. Există un risc pe care îl vezi, având în vedere că suntem într-un an electoral și urmează un an cu un alt tip de guvern, nu știm exact cum va arăta acest guvern, în termen de politizare a vaccinării
și a pandemiei care va exista în continuare. Cred că cea mai bună veste este că, ca răspuns la întrebarea asta, e că avem alegeri în 6 decembrie și că politizarea va scădea ca intensitate. Până acum pandemia a fost extrem de politizată, nu doar în România, ci și în alte țări, lucru care a făcut foarte, foarte mult rău. România va ieși în 2021 din acest an intens electoral și sper să vedem mai puțină politizare. Evident că atacuri politice vor continua și vor exista, dar e posibil să vedem voci radical extremiste din diferite partide mai vocale în 2021 decât astăzi, pentru că astăzi liderii politici se tem că astfel de voci radicale vor duce la pierderea de voturi. Dar dacă întrebarea se referă la cei care au un discurs anti-vaccinare, cred că ei sunt problema în acest moment. Ei reprezintă un număr relativ redus, inclusiv în România, undeva la un 10-15%. Da, mai avem câteva întrebări pe care o să le trimitem lui Vlad separat. Sunt despre respiratoare, open source hardware. Știu că mai avem doar 5 minute din timpul lui Vlad și mulțumim mult încă o dată pentru prezență. Un fel de recapitulare despre România 2021 cu această lentilă a COVID-19. Cum arată din perspectiva ta la acest moment 2021 în România? La ce să ne așteptăm și pentru ce să ne pregătim? Și de bine și de rău. În zona medicală, din păcate, lucrurile vor funcționa în continuare foarte, foarte greu și complicat. E un sistem care nu era pregătit pentru o astfel de criză și care se bazează exclusiv pe umerii personalului medical, medici, asistente medicale. Partea bună este că cred că oamenii vor începe să înțeleagă că breasla medicală și asistenților medicali are în aceeași măsură pădurea aceasta a breslei medicale, are în aceeași măsură copaci sănătoși și buni ca și uscături și putregaiuri. Până acum putregaiurile au fost mai vizibile decât copacii sănătoși și buni. Ori cred că aceasta va fi o schimbare importantă, pentru că în ultimii ani a existat o falie majoră între breasla medicală și pacient, între medic și pacient. O lipsă de încredere în parte justificată, care a stricat foarte mult atât actului medical, cât și medicilor și asistentelor medicale, cât și evident nouă tuturor până la urmă. În orice criză are acest dar de a-i apropia pe oameni și de a apropia mai mult sau mai puțin și anumite categorii profesionale și sociale. Și cred că această gaură de încredere prezentă în România între medici și populație se va micșora considerabil. E cumva un efect pozitiv al acestei pandemii. Am avut un speaker mai devreme, Tania Schindler de la Future Space, care a zis că persoanele care lucrează în sistem de sănătate, profesori, etc., ar trebui să ajungă să fie plătiți aproape la fel de mult ca un asset manager. Crezi că asta ar fi o soluție pe termen mediu sau e despre cu totul altceva? În România deja medicii sunt bine plătiți, cel puțin la nivelul, dacă ne uităm la nivelul salarizărilor medii. Nu uitați că în România este una dintre țările europene în care medicii pot să lucreze în același timp într-un spital public și într-un spital privat, ceea ce pentru cei care o fac le suplimentează considerabil veniturile. În România, în acest moment și în acest context, nu discut acum, principalul stimul pentru medici și pentru cadrele medicale în general nu sunt veniturile salariale, ci
organizarea corectă a sistemului, curățenia lui, să ai tot ce trebuie ca să îți atingi maximul de potențial profesional. În acest moment, în România, un medic sau asistentă medicală care lucrează într-un spital public mai degrabă nu își poate atinge potențialul profesional maxim din cauza sistemului și contextului în care lucrează. Și ultima întrebare, care e despre 2020, am auzit, inclusiv președintele a spus că ne așteptăm la un platou și bănuim și la o scădere a numărului de cazuri și ATI-uri. Tu cum vezi sfârșitul de 2020? Depinde foarte mult unde se stabilizează acest platou. Dacă acest platou se stabilizează la 10.000 de cazuri pe zi, atunci va fi rău. Nu dorim să ne stabilizăm la acest platou. În același timp, nu uitați că numărul de cazuri pozitive identificate depinde foarte mult de numărul de testări și de tipul de oameni testați și de definițiile cazurilor care trebuie transmise testării. Deci acest indicator e unul important, dar este unul expus manipulărilor de tot felul. Indicatorul care contează și la care trebuie să ne uităm și care e foarte greu să fie machiat într-un fel sau altul este numărul pacienților internați la terapie intensivă și acela este punctul care în acest moment este supra solicitat în România. Dacă vom respecta regulile, atunci evident că vom vedea o scădere a numărului de cazuri, s-a mai întâmplat asta. Dacă vom face așa cu jumătate de măsură, din păcate sistemul va crăpa, cum s-a întâmplat din păcate și în acest weekend. Mulțumim.